20 de ani în care am avut marea șansă de a avea colegi de serviciu, mă refer la instrumentiști, pentru că de acolo ne-am cules aproape toate melodiile, da. Ei provenind din toate subzonele folclorice ale județului. Sigur, instrumentiști de excepție, așa cum ai spus, ascultătorii, telespectatorii noștri, în mod sigur, își aduc aminte de ei, Dumnezeu să ierte, să-i odinească, marea majoritate sunt plecați, trecuți dincolo. Deci, referitor la melodii, nu ne-a fost deloc greu tuturor soliștilor care făceam parte din distribuție. Exact, doar intervenea, eu știu, abilitatea, dacă vrei, e un cuvânt poate un pic forțat, dar cam așa ceva. Adică să știi să selectezi. Nu se punea problema că nu ai de unde. Era din câte erau, doar să știi să selectezi acea melodie pentru care să se pregătești textul. Sigur, să pregătești un text cu ideea respectivă. Să se potrivească ritmurile acelei melodii. Și legat de acea doină de mare frumusețe și de cu un mesaj absolut extraordinar și mare adevăr în versurile acelui cântec, ce ne puteți spune? De unde a venit inspirația? Este compoziția dumneavoastră? La text mă refer acum. Melodia e provenită tot așa, din zestrea adusă la de orchestră de către instrumentiștii noștri. Cât despre text, de-a lungul anilor colaboram cu foarte mulți, cu marea majoritate a interpreților de cântec popular din vremurile acelea, printre care și Petre Săbăneanu, Dumnezeu să-l ierte. În repertoriul pe care el îl aborda în scenă, în colaborare cu noi, avea un cântec al cărui text era cu această idee, cu acest mesaj. Mesaj, da. Și avea succes cu el. Sigur, de bună seamă. Și zic, uite, domnule, ce mesaj frumos are acest text. Asta nu merge pe o melodie ritmată deloc. Da. Chiar de o melodie, un cântec, o melodie doinită i s-ar potrivi la asta. Și cam așa a început. Exact. S-a pus una lângă alta până când iată a ieșit ce... Mă bucur că eu sunt de regulă modest, poate prea modest uneori. Așa e. Cu toate astea trebuie să recunosc și astăzi că este cerută acest cântec este încă cerut. Este și un... mă bucur, sincer. Sigur că mamă va exista oricând pentru absolut. Cei care au suflet. Sigur și... că da, oricând cel care s-a născut pe această planetă are mamă sau a avut. Și sigur că mama ca noțiune rămâne în subconștientul fiecarei persoane. Absolut. Rămâne persoana cea mai apropiată de fiecare dintre noi. Și atâta timp cât o avem, trebuie să o prețuim tocmai în acest context pentru toate mamele care ne urmăresc la această oră ca un dar din partea pruncilor dumnealor și în mod special și pentru mama domnului Petre Petruse acest cântec, dar și alte cântece filmate aici în căsuța noastră deosebită de la ASTV. Cât ne crește și ne adună. Și se culcă nemâncată. Mândră frumos.
casă. Și uităm de mama noastră. Și rupe de la gură. Să aud la vale, mândru pusul e o grăsare, mândru
cunosc.